poetă din orașul Ungheni, autoarea cărții pentru Republica Moldova, Amprentele Moldovii, pictează în vin și cafea. Este redactor adjunct la o revistă, machetator de cărți și pur și simplu om căruia îi place frumosul. Valeria, te salut cu mare dragă, zic bună ziua și bine ai venit la Tezaur TV! Salutare, Luminița! Mulțumesc foarte mult că m-ați chemat și ați dorit să mă cunoașteți și, în primul rând, să cunoașteți cuvântul meu, creația mea și sunt recunoscătoare. Mulțumesc! Până ajunge la creația ta, am înțeles, îți tragi rădăcinile de la Ungheni, însă de curând ai revenit în Republica Moldova. Unde ai fost? Am fost plecată în Marea Britanie și am luat-o total pe căi opuse, adică fugeam de mine, fugeam de faptul că pur și simplu îmi place să iubesc frumosul, fugeam de firea mea artistică, dar acum am revenit la rădăcini și am venit cu un mare cadou sufletesc pentru Moldova, sper, și fiecare om să găsească ceva în această carte care să-l împlinească. De când te captivează frumosul? De când scrii? Cred că o fire artistică se naște artist. Doar că pe parcurs devine mai dibace în tot ce face, se șlefuiește, dar cred că de mică, chiar când eram micuță, dansam, chicoteam, pictam, făceam diferite lucruri. De aceea cred că este din copilărie, nu putem să negăm acest lucru. Dar am început să scriu de la 19 ani, asta a fost vreo 7 ani urmă și cumva sunt... Așa. Ai venit azi la noi cu... Ce aveți, măi? Da, și te rog, așa, camera ta e pe acolo, te rog, nu de tot suflet. Nu se vede și de păr pe față. A. Mai, eu înțeleg, dar nici nu nicom îți stau așa, înțelegi, mă la dânsa. Ia da, că eu mă mai văd în alte. Ok. Hai că vindeci că ai venit cu amprentele Moldovei. Bine? Uh-huh. Nu începem de la început, pentru că... Dar nu țin minte. Am venit cu cartea... Nu. Încă o dată bară color, că eu ți dau întrebarea. Ok. Încă o dată bară color, vă rog frumos. Trebuia de la mine. Așa, mersi. A venit astăzi cu această frumoasă realizare, carte intitulată Amprentele Moldovei. Povestește-mi despre ea, cum a luat naștere, cine te-a ajutat în realizarea ei, care este scopul ei? Această carte nu este doar visul meu, adică nu este doar cartea mea, este și cartea fotografului Roman Fripturleac, care a lucrat la fotografii. De asemenea, Elena Balațel, care este managerul de proiect, Dumitru Mircea, care a redactat textul, Sorin Opincă, Ion Chihai, care ne-a asigurat calitatea cărții, adică este o echipă întreagă de oameni și, desigur, echipa domnului Ion și sunt foarte recunoscătoare. Această idee a venit în primul rând din suflet pentru că mi-am dorit să fac un frumos. Hai să întoarcem această carte, să se vadă măcar coperta. Așa, ține-o, te rog, așa, astfel încât să o vadă și cei de acasă, pentru ca ulterior, dacă o văd pe unde o văd ei, unde se poate găsi, să o recunoască, știi? Să o recunoască. Cu siguranță, dacă o să mă caute pe rețelele de socializare, o să găsească și nu doar pe mine. Vreau să spun că această carte a venit cu o mare dragoste de țară, pentru așa. Că vreau ca oamenii să... Mi-aș dori ca oamenii să devină turiști la ei acasă, să devină o parte și să se simtă o parte din amprenta Moldovei, pentru că fiecare om care face parte din Moldova și iubește Moldova este o amprentă. Și fiecare om, fiecare suflet contează. De aceea vreau ca oamenii să înțeleagă cât este de frumoasă moldoveara noastră scumpă. Care sunt amprentele Moldovei? Hai să răspuim puțin prin ea. Amprentele Moldovei, în primul rând, sunt oamenii. Așa. Dar asta e cel mai important. Cel mai important sunt oamenii la noi în țară. Dar, desigur, nu putem nega istoria, nu putem nega că avem un pământ frumos, roditor. Și
sunt diferite locații aici, fotografii combinate cu textele mele artistice, poezie, citate, informații scrise într-un mod artistic. De exemplu, este coasta abruptă a Nistrului în satul Cerlina, raionul Soroca. Da, pot să arăt eu la... așa te rog să răsfuim, să o răsfuim pentru telespectatori, să vadă și telespectatori. Deci sunt niște imagini senzaționale, sunt de-a dreptul locurile pe care le găsim în Republica Moldova, susținute de câte un citat, da, câte de un câte citat, un gând. De câte un gând, de exemplu, poezia naturii este însăși ea. Sau, de exemplu, de la Mănăstirea Țigănești, am scris un vers. Extraordinar. Da, te rog să-l citești. Da, chiar îl citesc spre supracopertă, căci este aceeași poezie. Se lasă tăceri pe apă, iar ceața cuprinde pământul. Acolo nici vocea, nici gândul nu îndrăznesc să tresară. Doar liniștea de seară și viețuitoarele în vârful apei fac pacea, fac liniștea și pacea, și pacea să apară. Deci, vă arăt imaginea încă o dată, sunt niște gâsculițe pe apă, cuprinse de ceață, în satul Țigănești, raionul Strășeni, lângă Mănăstirea Țigănești. Unde poate fi găsită cartea? Cu excepția faptului să-ți creezi pe rețelele de socializare, ai încercat să o distribui cumva, să fie inclusă și în librăriile din Republica Moldova? Da, sunt în librării, dacă îmi permiteți pot să spun și denumirea, nu știu... Da. Da, este la Librarius și la Cărturești, în toată rețeaua Librarius și Cărturești. Puteți să găsiți, să admirați cartea, să vă simțiți parte a amprentei, a unei amprente din moldoveara noastră și să cuprindeți frumos. Care este feedback-ul acestui rezultat, acestei realizări? Ce îți spun membrii familiei, ce îți spun prietenii? Pot să spun așa, atunci când un om a ținut, indiferent un suflet a ținut această carte, chiar zilele trecute, mi-a spus cineva, chiar așa e de frumos la noi în Moldova? Și eu am spus că da, chiar într-adevăr așa e de frumos la noi în Moldova și s-a cuprins și în textele mele în care ele cumva explică o stare, ajută cititorul și sunt măgulită că oamenii totuși citesc. Pentru că oamenii citesc, cărțile se cumpără, avem o națiune foarte inteligentă și eu îmi iubesc oamenii din țară. Uneori mă mai simt dezamăgită, că nu poate fi altfel. Care sunt acele aspecte care te pot dezamăgi sau care te dezamăgesc? Mă dezamăgește foarte mult când oamenii spun un lucru, dar... După asta se gândesc ceea ce spun sau o falsitate sau... Dar cumva cred că fiecare om este cuprins de alte lucruri. Pentru că fiecare om în sufletul său este pur și el pur și simplu este cumva orbit de frică, de orgoliu, de dezamăgiri de trecut. De aceea cred că nu mă supăr într-atât de mult, să zic. Am o mică scăpare, o mică tristețe, o dezamăgire, dar încerc să o comunic pentru că și după asta mă purific. Pentru că eu mă purific prin poezie, poezia e o tămăduire pentru mine și cumva cartea Amprentele Moldovei este curajul meu de a tipări o carte, pentru că mereu am avut frica. Înainte de asta am mai scris. De cine te-a motivat? Cine ți-a dat acest impuls? Cred că divinitatea. Pentru că înainte de asta am scris două cărți pe care nu le-am publicat, nu le-am tipărit. Am fost o fricoasă. Ce s-a întâmplat cu ele? Sunt. Ele există. Era dar că stau... să le aduci acum ele în lumina publicului? Da, cred că totuși publicului. Până la urmă divinitatea decide când și ce să apară. Și cumva mă simt măgulită că prima carte cu numele meu pe copertă este Amprentele Moldovei. Este o carte făcută pentru Moldova. O carte dăruită oamenilor noștri, pentru că este o carte pentru oameni, ca oamenii să devină turiști la ei acasă. Tu fiind cea care a cunoscut și viața în străinătate, cum crezi? Se cunoaște suficient de Republica Moldova? E promovată Republica Moldova la justa valoare? Eu cred că cu fiecare suflet, eu, de exemplu, Elena Balațel, Roman Fripturac și mulți alți oameni frumoși promovează Moldova. Vreau să spun că fiecare om care își dorește să promoveze Moldova, doar un gând deja este ceva. Și fiecare postare, fiecare lucru făcut înseamnă mult.
fiecare picătură poate să facă un lac întreg, da? Și de aceea puterea este în oameni. De aceea eu cred că chiar este posibilă promovarea și promovarea există. Sunt și vinuri la noi și în China și adică cumva suntem o țară care se dezvoltă. Asta vreau să spun. Am înțeles. Dacă ai pomenit tu de vinuri, vreau să vorbim și despre picturile tale cu vin și cafea. Vin și cafea. Da. Zim ce sunt, cum ai ajuns la ele, de unde și până unde să pictezi cu vin și cafea? Cumva m-au inspirat poeziile pe care le scriu. Prima carte pe care am scris-o, dar nu am tipărit-o. Le vedeam așa tristuțe și doream cumva să le ajut, să le dau un fel de schiță, să le combin cu ceva și m-am gândit atunci când oamenii o să țină acea carte în mână, când va fi dat să fie, mă gândeam că o să răsfoiască filele, o să citească câte poezie și mă gândeam cât de frumos ar fi totuși să privească și niște ilustrații. Dați-mi, vă rog, o bară color. De la lumință, da? Da. Și uite așa, ai ajuns tu să pictezi cu vin, vin obișnuit. Vin sec de casă, fără zahăr. Așa. Și cafea. Cafea naturală sau cafea solubilă, de dorit să fie mai calitativă, pentru ca să reziste în timp. Uneori chiar folosesc și sare. Sarea la ce te ajută? Sau cum o aplici? Pentru că să înțeleg. Când pun niște biluțe de sare, se deschide stratul acela și se fac ca niște ramuri, ca niște rădăcini. Sarea are un efect foarte frumos în combinație cu cafeaua și vinul. Și cât rezistă aceste picturi? Chiar, sau cum e nevoie să le păstrezi, să le îngrijești? Pot să spun așa, sunt multe metode, dar pot să spun că nu pot să mă laud cu mari picturi, pentru că nu sunt un pictor desăvârșit. Sunt un om care iubește frumosul și încearcă să se exprime și prin pictură. Dar modul meu de exprimare primordial este totuși scrisul, proza, poezia și arta scrisului în general. Ce alte pasiuni mai ai? Sau îți mai rămâne timp și pentru alte pasiuni? Mai am pasiuni pe care poate cândva o să le descoper lumii, dar încă sunt la un moment foarte începător, de aceea nu mi-aș dori să deschid ușa, să spun așa. Bine, dar ce vise ai, ce îți dorești? Îmi doresc foarte mult să deschid sufletele oamenilor prin scris și prin poezia mea, prin citatele mele, versurile mele, un om să-și vindece o rană. Acesta este visul meu. Eu îți doresc ca acest vis să devină realitate. Mulțumesc, îți mulțumesc pentru că ai decis să fii alături de echipa ta Zaur TV. Îți doresc mult succes în continuare și, de ce nu, până la noi revedere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!